Quartetul Orfeus a deschis programul de vineri seară de la Teatrul de Vară Radu Beligan. În fața spectatorilor s-a derulat apoi filmul de prezentare a Universității Vasile Alexandrei, după care a urmat conferirea titlului de membru de onoare al Consiliului de Administrație și al Senatului Universității Aniversate primarului municipiului Bacău Romeo Stavarache și președintelui Consiliului Județean Bacău Dragoș Benea. Rând pe rând, pe scenă au urcat elevii ai Colegiului de Artă George Apostu și studenții ai Universității Vasile Alexandrei. La mulți ani Universității Vasile Alexandrei din Bacău, la mulți ani tuturor colegilor de mediu universitar bacăuan și din toată țara. Spectacolul de vineri seară face parte din cadrul manifestărilor derulate de Universitatea Vasile Alexandrei cu ocazia aniversării a 53 de ani de existență.